Echipa lui Cristi Popovici a dominat aproape toată partida și și-a creat majoritatea situațiilor de gol, dar cam ca de fiecare dată în acest campionat, adversarii lui Aerostar s-au dovedit mai pragmatici și au deschis scorul prin Alexandru Grigoraș în minutul 38. Cu toate ocaziile gazdelor, scorul a rămas neschimbat până la pauză, 0-1. Întoși de la cabină mai încrezători în șansa lor, băcăoanii au egalat mai inițiați dintr-un penalti acordat prin golgheterul Vraciu, pentru că nu după mult timp se mai înscrie încă odată prin Buhaceanu, care a trecut frumos de toată apărarea constanțeană, inclusiv de portarul Popa. Era minutul 56, iar până la finalul meciului, Aerostar a trecut în mai multe rânduri pe lângă majorarea scorului. Meritul farului Constanța a fost că a crezut până la capăt în șansa sa, iar la ultima fază a meciului, în minutul 90+4, Săbânceanu a prins un șut senzațional de la 40 de metri, restabilind egalitatea. 2-2, o remiză pe care cei doi antrenori au comentat-o diferit. Răsuflu ușurat pentru că am făcut o primă repriză destul de bună, care am și înscris, chiar am și mai avut vreo două situații de a marca. Am stat destul de bine în teren, n-am făcut cadouri, dar ne-am plictisit după prima repriză și în partea a doua s-au făcut niște greșeli pe faza de apărare impardonabile pentru jucători de Liga a doua. Cred că asemenea greșeli nu se făceau nici prin Liga a treia. Din păcate, ăștia suntem și trebuie să mergem până la capăt. Prea multe cadouri, nu întâmplător, echipa asta a primit foarte multe goluri. Și iată că dintr-un joc echilibrat pe care îl stăpâneam la un moment dat, ne-am văzut conduși, chiar puteau să mai și înscrie. Și, eu știu, pierdeam partida fără drept de apel. Dar poate ne-a răsplătit un pic fotbalul, că totuși am încercat să atacăm, am și riscat puțin, am încercat să jucăm fotbal, să punem probleme, am pus și noi ceva probleme și a venit acest gol care se întâmplă odată la nu știu câți ani sau la nu știu câte etape. O execuție a unui tânăr care ieri a împlinit 18 ani și mă bucur pentru el. O execuție frumoasă care a smuls un puc, ne bucură acest rezultat până la urmă. Putea fi mult mai rău, dar în același timp, dacă am fi mai concentrați pe toată durata partidei, să nu mai facem atât de multe cadouri pe fază defensivă, cred că de multe ori s-ar putea și mai bine. Mergem mai departe, asta este viața, să ne vedem cu cât mai multe puncte și pe Aerostar la fel, pentru că echipa mea de suflet. Consider în primul rând că rezultatul de astăzi nu e unul conform cu realitatea ce a fost în teren din punctul meu de vedere. În prima repriză Am fost condus cu 1-0 după ce am avut câteva ocazii foarte importante, cu Buhăceanu pe 6 metri. Eu știu, în faza aia, nu știu dacă a fost penalti sau nu, dar am avut o dominare, zic eu, aproape continuă. Și totuși... A apărut din nou prima greșeală, am fost 1-0. Le-am zis băieților la pauză că fotbalul e nedrept câteodată, că nu este realitatea care e pe teren, să credem în continuare că avem forța să întoarcem rezultatul, lucru care s-a întâmplat, zic eu, relativ repede. La 2-1 din nou am mai avut câteva oportunități foarte bune și o bară în care puteam face 3-1 să termine meciul și a culminat cu ultima fază, și de la 40 de metri, gol de kilogramă, de-aia și vorba că la omul sărat nici boie neutral. La ultima fază, practic, e un gol de la un șut de la 40 de metri. Da, suferim, e păcat că meciul ăsta eu l-am considerat și le-am transmis și jucătorilor că e un meci de relansare a noastră, pentru că jucam cu echipele din zona cu care ne batem la retrogradare. Din păcate n-am reușit lucrul ăsta. Cu toate că eu zic că am fost echipa care meritam să câștigăm jocul ăsta, dar la fotbal cine bagă mingea în poartă câștigă, nu cine merită să câștige. În următorul meci, Aerostar Bacău va evolua în deplasare pe terenul Dacei Unirea Brăila. Echipa noastră ocupa acum locul 17 în clasament din 20 de formații, cu 2 victorii, 2 egaluri și 8 înfrângeri.